Bună seara, sunt Soada Carcuchi și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Decizia adunării generale a judecătorilor prin care membrii CSM au fost demiși nu este legală, consideră prim-ministrul Maia Sandu, dar și ministrul Justiției Olesea Stamate. Petru Lucinschi neagă implicarea sa în frauda bancară și spune că acuzațiile sunt doar o tentativă de a-i denigra imaginea. Interpol a refuzat să-l introducă pe Vlad Plahotniuc în lista persoanelor date în căutare internațională, motivând că dosarul din Rusia ar avea caracter politic. Sofia, micuța de 2 ani din Cubolta, care acum 2 luni era în așteptarea unei sume uriașe care să-i salvieze viața, a fost operată, iar acum e bine acasă. Decizia luată ieri de adunarea generală a judecătorilor, prin care membrii CSM au fost demiși, nu are efect juridic și nu poate fi luată în serios, afirmă premierul Maia Sandu într-o postare pe pagina sa de Facebook. Decizia e considerată ilegală și de ministrul Justiției Olesea Stamate. Dorel Musteață, președintele demis de la CSM, spune că el niciodată nu a luat decizii politice, așa cum au declarat magistrații, scrie ziarul de gardă. Așa numita adunare generală a judecătorilor de astăzi s-a desfășurat cu încălcarea flagrantă a procedurii. A avut loc în lipsa cvorumului prevăzut în mod imperativ de lege și prin nesocotirea temeiurilor legale de retragere a mandatului membrilor CSM. După ce acum 2 zile Maia Sandu declara că în umbra celor 87 de judecători care au semnat pentru a convoca adunarea generală a judecătorilor ar sta cineva, fără să precizeze cine, ieri prim-ministrul a scris pe pagina sa de Facebook că deciziile luate la această adunare nu sunt valide. De aceeași părere este și Olesea Stamate, care spune că deciziile de ieri ar fi fost luate în lipsă de quorum. Judecătorii trebuie și pot să-și aleagă organele de autoadministrare sau de asigurare a independenței acestora, însă acest lucru trebuie să fie făcut în strictă conformitate cu prevederile legale. Din păcate, tot exercițiul de când s-a început citarea de convocare a acestei adunări generale, au fost admise mai multe încălcări ale legislației în vigoare din punctul meu de vedere. Actualul CSM sau fostul CSM până ieri trebuie să continue să-și exercite funcții. Și secretarul de stat al Ministerului Justiției a venit cu o reacție tot pe Facebook. Am auzit că niște genii au motivat demiterea membrilor CSM făcând trimitere la hotărârea privind statul capturat. Dacă este așa, atunci să nu se mire când vor apărea idei privind demiterea tuturor judecătorilor, cu referință la faptul că fără complicitatea judecătorilor, statul nu putea fi capturat. Dorel Musteață a spus pentru ziarul de gardă că CSM rămâne pe aceeași poziție și că judecătorii nu ar fi trebuit să convoace adunarea generală fără permisiunea CSM-ului. Cât despre acuzațiile aduse de magistrați, acesta a răspuns din numele său că nu a luat nicio decizie influențată politic. Ieri a avut loc adunarea generală a judecătorilor, unde s-a votat revocarea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii. Se întâmplă după ce 87 de magistrați au votat pentru convocarea adunării. Ulterior, CSM a respins această solicitare, iar Curtea de Apel a emis o decizie prin care i-a obligat să o organizeze. CSM a contestat decizia Curții de Apel Chișinău la CSJ, iar Curtea Supremă de Justiție a respins contestarea lor. Centrul Capitalei a arătat astăzi ca o adevărată pistă de alergare. Sute de copii de diferite vârste s-au întrecut la alergat la un maraton. 3, 2, 1, chiar dacă au ajuns leiți de puteri la linia de finish, iar unii chiar cu lacrimi în ochi, emoția competiției, dar mai ales medaliile, i-au făcut să uite de tot. Îi vedeți pe cei mai rapizi dintre ei în jurnal. Fostul președinte al Republicii Moldova, Petru Lucinschi, respinge acuzațiile precum că ar fi implicat în frauda bancară. Acesta a menționat pentru agenția de știri PN că scopul acestor acțiuni este de a-i denigra imaginea. După ce vineri, Lucinschi a fost audiat de procurorii anticorupție în dosarul fraudei bancare. Acesta a spus că autoritățile de la noi ar căuta nume sonore, dar nu modalități de a întoarce banii furați. Totodată, acesta a adăugat că niciodată nu a primit dividende, că nu a luat și nu a votat niciun credit de la Unibank. Ba mai mult, nu a călcat pragul instituției vreodată. Lucinschi a subliniat că este gata să colaboreze cu ancheta, iar în zilele apropiate urmează să prezinte informațiile care confirmă nevinovăția sa.
Struguri, miere de albine, ceai din plante, ori buchețele de levănțică, toate s-au găsit astăzi la un târg al producătorilor autohtoni. Aceștia s-au plâns că nu au unde să-și vândă marfa și profită de fiecare dată de târgurile organizate în parcurile din capitală. De partea cealaltă, cumpărătorii spun că nu prea au de unde alege și văd în ultimul timp tot mai puțin comercianți. Această femeie a venit din Durlești ca să vândă struguri. Dă și bine la noi. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem tot ca agricultorii. E rău, nu mai rău. Femeia are 10 hectare de viță de vie, iar recolta o vinde la piață și uneori la târguri. Își dorește să o poată exporta, însă spune că nu are unde. Dacă ne-a ajutat Dumnezeu la iarnă să găsim vreun, să prindem cineva care cu exportul să fie bine, dar nu să nu ne aștept soarta din an. Care am ieșit cu minus enorm. Știți ce să le plătim impozite? Că spuneți-ne, terenurile cumpărate de noi, plantațiile ne-am făcut cu banii munciți în Italia, la ce să plătesc impozite? Și producătorii de miere de albine și-au spus oful. La zile de azi e mai greu cu livrarea, cu procesatori mai puțin. Și unde vă realizați? Unde? La cunoscuți, pe bază angro dăm de-am mai puțin timp. Noi am fi bucuroși și acasă să o realizăm cu niște condiții mai bune. Printre deserturile sănătoase și-a făcut loc și ciocolata homemade. Este ciocolată artizanală pe bază de cacao și unt de cacao. Este inofensivă pentru copii, în primul rând, și este o ciocolată sănătoasă. Iubitorii de ciocolată veritabilă spun că gustul celei din comerț nu le mai place. Dacă ești iubitor de ciocolată, ajungi să preferi cea neagră. Cea cu lapte nu are niciun gust. Și fructele uscate au fost la mare căutare. Le procesăm, venim la cumpărător cu produse autohtone, naturale, ne ținem de linia sănătoasă. Majoritatea plantațiilor le creștem, pomușoarele le creștem noi. Iar acest bărbat a venit la târg cu ceai din plante uscate, crescute chiar în grădina sa. Cultivarea ierburilor și plantelor medicinale este una dintre pasiunile lui, ne-a povestit acesta. Am venit cu ceaiuri din plante medicinale, amestecuri. Totodată ele sunt și vindecătoare pentru îmbunătățirea imunității, pentru răceală, pentru sistemul digestiv. Le culeg înainte de înflorire, după înflorire. Oamenii spun că apreciază produsele ecologice pe care le pot cumpăra la târguri, dar observă că producătorii se cam împuținează. Potrivit presei ruse, Interpol a refuzat să-l introducă pe Vlad Plahotniuc în lista persoanelor date în căutare internațională și spun că dosarul din Rusia are un caracter politic. Jurnaliștii ruși scriu că ședința de judecată de la Moscova ar fi avut loc în lipsa acestuia. Potrivit avocatului fostului lider PD, ancheta nu are dovezi despre implicarea lui Plahotniuc în nicio infracțiune, iar urmărirea penală a fost inițiată doar în baza declarațiilor martorilor anonimi. După 9 ani în care a fost unul din principalele personaje pe arena politică de la noi, de 3 luni Vlad Plahotniuc nu mai apare în vizorul public. Foștii colegi de partid nu spun unde se află acesta și când va reveni în țară. Între timp, Rusia l-a dat în căutare în dosare legate de trafic de droguri. Maia Sandu a cerut FBI-ului să înghețe proprietățile acestuia în SUA și am aflat că Plahotniuc s-ar afla la Miami. Partidul Democrat nu vorbește. Partidul Democrat face. Din iunie, Vlad Plahotniuc nu se află în țară și nu a mai fost văzut în vizorul public. În tot acest timp, fostul lider PD a lăsat câteva mesaje pe pagina sa de Facebook, iar colegii de partid au spus că nu știu unde se află acesta. Cu familia. Când revine? Îl întrebați și rugați pe dumnealui să comenteze. Vlad Plahotniuc intră în politica din Moldova cu o săptămână înainte de alegerile parlamentare din 2010, fiind inclus direct pe locul 2 în lista PD. După scrutin a devenit prim vicepreședinte al Parlamentului. 2013, Vlad Plahotniuc și Vlad Filat intră în război deschis. Această persoană și-a cumpărat un loc în politică
iar acum vrea să-și cumpere o țară. Noi nu ar fi trebuit niciodată să-l votăm prim-ministru. Ulterior, Plahotniuc își pierde fotoliul de prim-vicepreședinte de Parlament cu voturile PLDM și PCRM, iar democrații ajutați de comuniști și neafiliați demit guvernul Filat. După alegerile din 2014, Plahotniuc devine din nou deputat, însă renunță la mandat în luna iulie acelui an. În 2015, Vlad Filat este reținut. Sară în aer tot sistemul ăsta politic din Republica Moldova. Poate a venit timpul să sară în aibii odată în aer. Atunci, Plahotniuc a anunțat că se retrage din politică pentru a nu fi suspectat că ar influența dosarul, iar două luni mai târziu a declarat că se întoarce, având o terapie șoc pentru a restabili situația din țară. De ce ați decis să reveniți în politică? Iar în ultimii doi ani am urmărit cum de la sediul PD Vlad Plahotniuc, care nu deținea nicio funcție în stat, făcea anunțuri ce răsturnau situația în instituțiile de stat. A schimba componența echipei, componența guvernului. Nu a acceptat niciuna din numeroasele invitații ale Lorenei Bogza la emisiunea În profunzime și a tot evitat să răspundă la întrebările jurnaliștilor. La vedere! Nu acceptați invitația de a veni la emisiunea În profunzime. Impertinentă, domnișoară. Iar la ședința biroului politic PD din 2016, jurnaliștii au fost închiși în încăpere pentru a nu-i putea adresa întrebări lui Plahotniuc. În schimb, fostul lider PD nu a ezitat să-și etaleze viața la televiziunile pe care le deține. O uscată frumoasă. Renumita garderobă. Simte bine. Wow. Asta e garderoba de lucru. Este vinotecă. Vinotecă? Da. Wow. În primăvara lui 2017 am aflat că ar fi fost comandat omorul lui Vlad Plahotniuc. Oamenii legii au anunțat despre 7 suspecți reținuți și că aceștia ar fi acționat la indicația interlopului Grigore Caramalac. În imaginile publicate de poliție, indivizii apăreau desenând cu degetul în nisip scenariul tentativei de omor. În 2019, PD se avântă în alegeri parlamentare și se alege cu 30 de mandate. Pe 8 iunie însă ne pomenim cu o guvernare duală după ce se formează alianța dintre blocul Acum și PSRM. Instituțiile statului sunt blocate de susținătorii PD, iar Vlad Plahotniuc, în frunte cu democrații, protestează. Au trecut 3 ani de când e președinte. Ce a făcut trădătorul? Peste o săptămână, fostul lider PD părăsește țara. Democrația anunță că acesta a plecat pentru câteva zile să-și vadă familia. De atunci au trecut mai mult de 3 luni. Ești cu totul bine și cu familia, vă mulțumesc. Am aflat apoi că Plahotniuc ar fi cercetat în Elveția, dar și-ar avea un dosar deschis pe numele său în Rusia pentru trafic de droguri în proporții deosebit de mari. La sfârșitul lui iulie, acesta a renunțat la fotoliul de șef de partid și și-a depus mandatul de deputat. Am vorbit de 2 ori cu domnul Vladimir Plahotniuc. Din 2010 încoace, Vlad Plahotniuc a ajuns în centrul atenției nu doar pentru activitatea politică. A dansat de hram în satul Vărzărești, Nisporeni. L-am văzut mergând pe motocicletă, dar și cântând. Cu mult chef de alergat, dar și de distracție, sute de copii au participat astăzi la un maraton care promovează modul sănătos de viață. Picii au alergat cât i-au ținut picioarele, iar la final s-au ales cu medalii. 2, 1, de la primele ore ale dimineții, copiii însoțiți de părinți s-au adunat în centrul capitalei, transformat astăzi într-o adevărată pistă de alergare. După ce au primit numere de înregistrare, picii s-au aliniat la linia de start. Am venit la maraton ca să câștig. Particip practic la fiecare competiție. Câteodată mai ieși și locul 3. Primul la linia de finish a ajuns un băiețel de 5 ani. Tare mi-a plăcut, când cum eu am fost primul. M-am întrebat atât de mult și eu știam că o să câștig. Printre fruntași a fost și acest băiețel care practică mai multe sporturi. Ai câștigat? Da. Ai alergat?
Ce o să faci cu această medalie? Să pun un soldat la mine acasă. Cu lacrimi în ochi, unii au ajuns la finish sleiți de puteri. Ничего, стресс, только стресс. А так на самом деле все хорошо. А обосит? Да, как будто дышать не могла. А обосит? Dar cred că acum o să-ți treacă oboseală și o să fii foarte fericită de această medalie. Alături de micuți au fost părinții care s-au bucurat împreună cu ei și i-au filmat de-a lungul competiției. Organizatorii spun că astfel de evenimente îndeamnă copiii și tinerii să-și petreacă activ timpul liber. Scopul nostru este să dezvoltăm sportul amator atât la nivel național cât și internațional și să încurajăm oamenii să ducă un mod de viață sănătos. Mâine maturii vor fi cei care se vor alinia în cursă. Pentru că aceștia urmează să alerge pe mai multe străzi din capitală, traseile transportului public vor fi modificate, iar troleibuzele și autobuzele care circulă pe bulevardul Ștefan cel Mare vor fi redirecționate pe străzile adiacente. Peste o tonă de raci, midii, scoici, dar și calmari sau caracatiți au sfârâit pe grătare la un festival al bunătăților marine. Deliciile s-au epuizat în doar câteva ore. Pare că deja se subțiază stocul nostru. Noi am adus o tonă de raci crezând că aducem raci mulți. Cum li s-au părut prețurile vizitatorilor, dar și atmosfera, vă spunem la știri. În luna iulie vă povesteam istoria Sofiei din Cubolta, micuța de 2 ani care avea nevoie urgent de 50.000 de euro pentru un transplant de ficat. După 2 luni vă spuneam că fetița s-a tratat și a scăpat de pansamente și durere. Iar aceasta datorită mobilizării voastre după un reportaj difuzat de ProTV care a făcut posibilă colectarea unei sume cosmice într-un timp record. Cine este ta? Un cel. Pentru viața Sofiei s-a strigat motor în luna august, iar de atunci fericirea ei și a familiei nu mai știe de pauză. Totul s-a schimbat radical după operația la ficat. Deși inițial și-au făcut valiza cu gândul că va urma un transplant, până la urmă medicii au reușit să-i salveze o parte chiar din ficatul ei. Cea mai mare bucurie când trebuia de făcut transplantul, care era un risc. Scăpa de dream, de pansamentele cele oribile. A scăpat și de dietă. Acum își poate împlini toate poftele alimentare, iar acestea nu sunt deloc simple. Îmi place foarte mult pieștele în rolă. La bunica îi dă comandă de găluci. Dar și de burta imensă, malformație care îi apăsa restul organelor și îi făcea deplasarea un adevărat chin. După operație, că mergea picior pe picior, adică ca model. Când mă mică o să-mi țădam că fix să aibă figură mai frumoasă ca de asta. De aproape o lună, pitica îi răsplătește pe cei din jur cu replici dulci și șotii care mai de care. Îmi place foarte mult să meargă, să poroim pe afară la animale. Îmi place când ne faci șotii, mai vie. În luna iulie îi găseam pe soții găină plin de credință și speranță, dar cu nici jumătate din bani pentru intervenție. După difuzarea reportajului la știri, suma de 51.000 de euro necesară pentru intervenție se aduna văzând cu ochii. Astfel, în aproximativ 2 săptămâni, banii erau deja în cont. Cei care i-au ajutat, oamenii străini, le-au devenit între timp prieteni de suflet. Iar de multe ori, mâna care le oferea ajutor venea din direcții absolut surprinzătoare. Spuneți că eu sunt invalid de la pat și nu mă pot ridica, dar vreau să vă ajut. Să spunem mulțumesc frumos, ne scuzați că nu am intrat la dumneavoastră, dar chiar era pe puterile mele și că la toți vă spun mulțumesc mult din suflet, ne-ați ajutat. După reportajul nostru am văzut cât de rapid s-au acumulat suma. Ați fost mărinimoși nu doar financiar, dar și moral. Cristina și Tudor fiind invadați de mesaje de încurajare. Mă susțineau, eu simțeam asta, asta tot foarte mult contează. Acum pe strada lor e mult soare, iar în casă emoții de colecție, bune de înrămat. Au timp pentru visurile lor, dar și curaj ca să-și schițeze planuri de viitor. În închipul cum mă dau la grădiniță, cum mă duc, adică dimineața, cum mă gătesc, cum îmi spune permanent că vreau rochița și aia. Împreună ne-am convins că minuni se întâmplă nu doar de Crăciun, așa că nu aștept un anumit moment să le facem, ci le realizăm savurând momentul. La iarnă, familia mai are de trecut printr-o încercare, îndepărtarea unui alt chis, de această dată la plămâni.
La 90 de ani are o voce impresionantă, fredonează melodii la tot pasul, recită poeme și se ține de glume. Vă spunem în continuare povestea lui Pavel Alexandreanu, fost profesor de muzică la Cimișlia, pe care foștii discipoli, dar și prieteni, l-au surprins cum nu se poate mai frumos de ziua lui. Pavel Robol, spune-mi câți ani are sau e secret? O bogăție întreagă! Moș Pavel ne-a povestit istoria vieții sale. A început cu ziua în care s-a născut și ne-a demonstrat că vârsta nu afectează simțul umorului. În anul 1929 am fost acules Harbuș, cu mama în burt. M-am născut eu printre Harbuș. De mic a fost pasionat de muzică, iar la 18 ani a devenit profesor la școala din comuna Hârtop. La fereastră din dos înflorește frumos, înflorește frumos o gherghină. Veneau la mine, parcă îi aduna cineva din secția raională de învățământ să-l vadă pe învățătorul și la tânăr cum el predă. Îi place să recite poezii, iar de-a lungul anilor a învățat o mulțime de poeme pe care le ține minte și acum. Înfloresc în văi bujorii, vin de la război ficiorii, și cu dor de drum de seară mi s-a întors bădița iară. Și-a venit la mine drept, cu un bujor frumos în pept. Iar în beciul de acasă ascunde o adevărată bogăție, așa cum o numește bărbatul, o colecție de vinuri. Ani la rând, Moș Pavel a obținut premiul Polobocul de Aur la un concurs organizat în raionul Cimișlia. Se mândrește cu băutura pe care o produce și își servește oaspeții la fiecare sărbătoare. La cei 90 de ani, bărbatul spune că nu s-a așteptat la o asemenea surpriză din partea colegilor de la școala unde a predat. Au venit și câțiva elevi care au dansat și au urat la mulți ani fostului dascăl. Sunt adânc emoționat și mi-ați răscolit sufletul prin amintirile. Un moldovean în vârstă de 45 de ani a fost adus în această dimineață în țara noastră cu smurdul din orașul Bar Muntenegru. Intervenția a fost necesară după ce bărbatul a suferit un accident vascular cerebral. Echipajul smurd a monitorizat pe parcursul drumului starea bărbatului. Acesta a fost internat pentru tratament la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din capitală. Aceasta este a noua intervenție transfrontalieră terestră smurd de la începutul anului. Audițiile pe nevăzute de la Vocea României devin tot mai incitante. Ieri nu doar concurenții au făcut spectacol. Tudor Chirilă și Horia Brenciu au fost protagoniștii unor scene cu totul neașteptate. Cei doi au rămas doar în lenjerie intimă. Bine, bine. Acum Brenci, vă rog! S-a întâmplat după prestația concurentului Gabriel Tora, de profesie pictor, care a afirmat că pictează nuduri de bărbați și de cai. Rămâneți să vedeți și alte scene impresionante din show-ul de aseară. Raciu au fost astăzi vedeta unui festival organizat în premieră la Chișinău. Peste o tonă de raci, dar și fructe de mare au fost pregătite în aer liber spre încântarea pofticioșilor. Deși organizatorii sperau să servească vizitatorii până seara, spre surprinderea lor, raciu s-au terminat în doar câteva ore. Cele 1000 de kilograme de raci au fost aduse din România, iar odată cu ei de acolo au venit și bucătarii. Aceștia au avut grijă să gătească așa încât nimeni să nu poată trece pe alături fără să vrea să-i guste. Fructe de mare, după cum observați și dumneavoastră, avem câteva sortimente din fructe de mare, de la midi, paea, raci, crevezi de corticas, calamar, tentacule, scoici. Avem niște rețete clasice, pentru că alea sunt, bănuiesc eu, din punct de vedere, cele mai bune. Ce preferă vizitatorii? Raci, da, da, foarte mult. Într-adevăr, deși alături se pregăteau creveți, caracatițe, calmari, scoici și alte bunătăți, majoritatea oamenilor au ales raci. Avem dorada, piban roșu, avem piban de mare, păstrăv, tentacule de calamar
și crevete la grill. Vizitatorii ne-au spus că prețurile sunt mai mici decât în restaurantele din capitală, ci cei mici au fost curioși să guste din bunătățile marine. Sunt cu o prietenă și copiii, am cumpărat două porții de raci, cam un kilogram, creveți și pentru copii calmari. Sunt mai gustoși. În primul rând, racii sunt fierți cu foarte mult mărar, ceea ce se simte. Au și usturoi și creveții au fost la grătar, având în vedere că în localurile noastre sunt de 2-3 ori mai scump. Moldovenii au prins gustul produselor de mare, așa că și-ar dori ca astfel de festivaluri să se organizeze mai des. Îmi plac racii, fierți, mai ales încă tentacule de calmar și am ușa să savurăm gustul de mare. S-ar putea și mai des. Încă da, așa mai vin așa ca și cu copiii. Organizatorii spun că nu s-au așteptat la un număr atât de mare de vizitatori, așa că în jurul orei 15 racii erau pe sfârșite. Pare că deja se subțiază stocul nostru. Noi am adus o tonă de raci crezând că aducem raci mulți, da? Dacă ei se termină, le mulțumim și totodată ne și cerem scuze dacă rămânem fără și promitem că în curând reedităm evenimentul. Festivalul racilor este la prima ediție. Piesele Lego nu sunt doar o zăbavă pentru copii, ci pot deveni adevărate opere de artă. Dovadă este o expoziție din Danemarca, unde artiști și designeri au prezentat creații impresionante, confecționate din aceste mici detalii de plastic. Lucrările pot fi admirate timp de un an. 15 dintre cei mai cunoscuți artizani și designeri specializați în Lego au ajuns în Danemarca, patria acestui joc cu piese mici de plastic pe care mulți dintre noi am călcat prin casă. Artiștii nu au mers cu mâna goală, ci cu adevărate opere de artă. Fie că este vorba despre un urs, un lup sau o bufniță, o mașină de scris sau o trupă de rock. Una dintre cele mai complexe creații se numește În interiorul minții unui artist. This is very special. It's not only is it sort of a beautiful model, a beautiful construction of a face, but it has a fantastic and surprising mechanism inside it. So when you open the head up, it reveals this fantastic creation. Un alt model care atrage privirile este acest recif de coral. I've spent 3 years already working on it, and it's just like a real coral reef. It's never done. It's always growing and changing. So. Casa Lego se află într-o localitate de lângă Copenhaga, iar expoziția poate fi vizitată timp de un an. Numele lui nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îl cunoaște toată lumea și acum 20 de ani era la fel. Și totuși, cum și-a pus amprenta ultimul deceniu asupra vieții lui Eugen Doga? Răspunsul îl aflăm în următorul reportaj, pentru că maestrul ne-a primit acasă la o discuție de suflet. Maestrul Doga este născut aici, în Republica Moldova, și cu toate astea a devenit cunoscut la nivel internațional. A compus lucrări peste lucrări. Așa că în această ediție auzim cel mai frumos la mulți ani și cea mai frumoasă piesă dedicată însă și nouă, la familia aproape vechi și nouă de 20 de ani, pentru că suntem cu toții împreună. Asta este compoziția prin care descrie maestrul cele două decenii de proto vechi și nou. Autorul uneia dintre cele patru capodopere muzicale ale secolului 20 ne-a primit la el acasă de aniversarea noastră. Mă bucură, uite, că ProTV îmblă și singur deschide ușa, că nu trebuie mult rugat, fiindcă simte că aveți nevoie așa de bine, am înțeles. Dar eu mai mult am nevoie de voi, fiindcă de mult nu ne-am văzut. Așa a început vizita noastră în casa maestrului. Aici, unde vom vedea împreună ce s-a întâmplat în viața acestuia în ultimii 20 de ani. În 1999, noi ne-am lansat pe piață, cu pași mici, am crescut frumos în lumea televiziunii de acasă. Maestrul Doga însă era deja un nume cunoscut la nivel mondial. Mic? Și atunci mic? Era mai mic ca tine. Ajuns la 83 de ani, a rămas la fel de modest ca și la începutul carierei sale. Noi însă suntem mândri de numele artistului născut în Moldova, dar care a reușit să cucerească o lume întreagă. Mai mult, Eugen Doga ne consideră parte din familia lui. Ce mai scriu, ce mai fac, chiar cum mă simt.
Asta este minunat, asta vorbește că suntem o familie. Iar acum, gata cu laudele. La aniversarea celor două decenii, maestrul ne invită în salonul lui, acolo unde au fost scrise o parte din lucrările capodopere. Colecție impresionante de discuri de vinil, galerie de tablouri, pianului de suflet și un raft imens cu premii și distincții. Toate ne-au cucerit, mai ales pentru faptul că majoritatea au prins viață odată cu noi. Cameră festivă și se petrec serate muzicale, șezători, așa, nu deseori, dar în orice caz, de două ori pe an precis fac la 15 ianuarie și 15 iunie, zilele Eminescu. Mihai Eminescu și George Enescu sunt cei care au dat frâu liber imaginației și l-au făcut să creeze. La fel ca și ei, maestrul Doga nu pune mare preț pe tot ce e material. Dar despre premii, ce ne puteți spune? Care sunt premiile cu care vă mândriți cel mai mult? Nu mă mândresc eu nici cu una. Eu le pun toate la aceeași cote. De la mic la mare am crescut cu muzica lui Eugen Doga. Coloana sonoră a unia dintre cele mai urmărite și întregite producții cinematografice pentru copii a fost scrisă de el. Maria, stai că vin și eu! Aș merge eu, dar nu pot. Aia-i. Maria Mirabela i-a adus în anul 2010 o distinție pe care o ține la loc ferit. Mă bucur să vulturul de aur care l-am primit pentru muzică la film. În ultimii ani, artistul creează, dar și colecționează. Dacă în casele unora discurile de vinil prind praf, atunci pentru maestru ele reprezintă o pasiune imensă, ajungând în prezent la o cifră impresionantă. După ora 12 de noapte, câteodată când am timp, mă relaxez și ascult muzică clasică pe discuri vinile. Uite, care am acolo 1500 de discuri vinile. Urcăm un etaj și ajungem în tradiționala Casa Mare, camera care descrie perfect sufletul tradiției basarabene. Covoare imense atârnate pe pereți, țesute de mama maestrului și zeci de albume foto. Tot aici l-am găsit pe compozitor într-o amintire pusă în ramă în anul 1999. Aici copilaș de la scara unde eu locuiam, așa. Sau locuiesc, deci că ansamblu care se chema Crlatskei Kozyavki, deci ei cântă aici, deci după cântare mă felicite. 1999 a fost anul în care Eugen Doga a străbătut capitalele culturii. A fost la Paris, unde a colaborat cu nume sonoră din industria muzicală și în același an a luat decizia să rămână pentru o perioadă în capitala Rusiei, la Moscova, locul unde și-a găsit refugiu pentru primii ani ai acestui secol. În prezent, numele Eugen Doga este o carte de vizită a țării noastre. Oriunde am merge în lume, cu toții au auzit de dulcea și tandra mea fiară. La Chișinău, strada pietonală poartă numele maestrului, iar 2007 a fost declarat anul Eugen Doga. Spectacol a fost aseară la Vocea României, nu doar pe scenă, ci și pe scaunele juraților. Provocat de un concurent, Tudor Chiril a rămas doar în lenjerie. 8 voci au mers în etapa următoare, iar 4 dintre ele au reușit să întoarcă toate scaunele. Doare de dragul tău, răul vine rău. Diandra Bancu, originară din România, a cântat aseară piesa Inimă de piatră. Adolescenta cântă de 7 ani și a reușit să întoarcă cu vocea ei minunată toate cele 4 scaune. Tânăra a ales echipa lui Smiley. Sufletul meu spune că... De unde vii la ora asta? De unde ai umblat? Kevin, în vârstă de 31 de ani, a venit din Franța și a cântat aseară în memoria surorii sale. El a emoționat publicul, dar și pe jurați. Out of my... Tot în echipa lui Smiley a ajuns și el. Am fost în dragoste de un vocea de la voi.
de o piesă foarte frumos. Piesa se numește Love is for Free. Dar și eu vreau să fiu cu Smiley. Yes! It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Mai puțin norocos a fost Gabriel Torea. Bărbatul nu a reușit să convingă niciun antrenor. În schimb, i-a făcut pe toți cei prezenți în sală să râdă. Totul a pornit de la o serie de glume ale acestuia, care a mărturisit că este pasionat de pictură, dar și că pictează bărbați nud și cai. În mod normal sunt pictor. Am înțeles. Pictați și nuduri? Da, mai ales de bărbați. Chiar pictați nuduri de bărbați și cai împreună? Împreună, da. Împreună? Da. Scene de bătălie. Da. Iertați-mă, dar mă simt... cal. După câteva momente, Tudor Chiril a început să-și dea hainele jos, rămânând în lenjerie intimă. Stați puțin, dacă vă uitați așa la noi, pe care ați dezbrăca? Pe toți. Nebunule! De la Vocea României. E bine, domnule! Acum breci, vă rog! Scena oferită de cei doi nu a fost pe placul colegului de platou, Smiley, care a spus că a fost un moment penibil. Haide, Tudor! Bă. 8 concurenți au mers în etapa următoare, dintre care 4 au reușit să întoarcă toate scaunele. Săptămâna viitoare, pe scenă, vor urca noi concurenți pregătiți să întoarcă scaunele juraților. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează filmul Cei 7 Magnifici. Nu uitați, dacă ați fost martorul unui eveniment important, anunțați-ne la orice oră la numărul de telefon 022 210 130. Iar dacă aveți imagini spectaculoase care pot deveni o știre, ni le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. Eu vă doresc o seară frumoasă!